Visul și munca de un an ale unei familii din satul Cușmir, Caraionul Șoldănești, au fost spulberate în câteva minute. Ploile și vântul puternic le-a necat 36 de oi și le-a mai dărâmat cistina. Paguba pricinuită de calamitate ar fi de 130.000 de lei. Tatiana Gordienco din Cușmirca se plânge că acum nu mai au surse să întoarcă creditul luat de la bancă. Toată viața împreună cu soțul și-au dorit să aibă o stână mare cu oi multe, aproape că le reușise. Au aplicat la un proiect european prin intermediul programului AFAD 6. Drept urmare, Tatiana a obținut un credit în valoare de 300.000 de lei. Chiar dacă jumătate din această sumă a primit o calitate de grant, în următorii 5 ani familia este obligată să restituie restul sumei. Rău nu-mi pare deloc, pentru că am intrat într-așa lucru, pentru că eu când m-am căsătorit cu soțul, el avea oi și așa m-am deprins și eu cumul soarea cu astea și el tare ne s-a îndrăgit. Acum, pentru că n-am vrut ca să plecăm peste hot, tare, peste astea, am vrut ca să facem un mic business, să fim lângă casă, lângă copii și să fim familia împreună. Și dacă până nu de mult unica preocupare a Tatianei și a lui Anatol era reproducerea și mulțul oilor, actualmente gospodarii din Cușmirca au griji mai mari. Aversele de acum 3 săptămâni le-au provocat pierderi enorme. Peste 50 de oi au avut de suferit din cauza ploilor puternice. El de spaimă așa s-a prinit, început ale pălii șuferul și el de tău și-a rupt bălămările la poartă și s-au trecut partea aceea. El nu s-a deprins în coașe, el în spisat s-a bătut. Și care, dintre care, care eu știu, cred că se vede cu lână și mai slăbuță, așa le-a luat apa și s-a dus. Fortuna a împrăștiat turma de animale prin râpă. 24 de oi au fost găsite traumate în molul din râu. Gospodarul le-a adus înapoi la stână și le-a tratat. Din păcate, 36 de oi au dispărut în noaptea calamității. Gospodarii au mers de-a lungul râpei până la revărsarea acesteia într-un râu din apropiere, dar nu a găsit nici urma de bârsană. Cum am socotit noi, undeva la vreo 25.000 numai din astea și oile de Maroc, noi unul le-a spus atunci că 3.000 am cumpărat, când am cumpărat de 180.000, 3.000 oaia, dar noi le-am crescut, le-am mai astea și ele au sfătate de-am început a da lapte și cheltuieli noi am avut, doar le-am hrănit toată iarna, le-am astea, am plătit la oamenii care lucrează aici. Și cam în jur așa, am zis că dacă punem la este 36 de bucăți pierdute, undeva în jur la 108.000, am spus, dacă 3.000. Dacă ar măcar a este, să cumpărăm altele și totuși să mergem în înainte. În total, ce sumă? Nu, 108 cu 25, este 132.000, cam așa, cu tot cu oi, cu tot cu pierderile care, materiale. Tatiana spune că ei nu pot dormi nopțile, caută posibilități de rambursare a creditului. Dacă până la dezastrul natural Tatiana și Anatolie mulgeau zilnic până la 100 de litri de lapte, actualmente ei mulg doar vreo 30 de litri pe zi. Numai că asta, durerea care s-a întâmplat acum și asta îmi pare foarte rău de cheltuielile care au plecat și acum nu avem de unde să ne restituim ca să facem înapoi, să aducem toate la cunoștință. Și acum când laptele trebuie să fie ca să putem face o bucățică de caș, ca să putem face o bucățică de brânză, nu e posibilitatea. Ca... Cât lapte ați strâns până la tragedia aceasta și cât acum? Avem foarte bine, am luat și 45 de litri, 42 așa juca. Asta adică eu am vedere dimineața și seara undeva tot la vreo 38-40, cam așa. Acum 20-18. Pe zi. Pe zi, fiindcă tare stresul a fost mare, dintre care ele s-au spărit și laptele tare au scăzut. Asta e una. A doilea, mă rog, pierdute care sunt, 36 de capte, totuși nu e. Noi îngajăm am pus casa din de aici, mașina și stâna, oile, tot e pus și e și făcut, tot e pus în gaj. Și noi am fost la banca de la Moldova în Groi Bank și le-am spus, măcar ca să ne dai un timp oarecare ragaz pentru a restabili toate stea, măcar vreo câteva luni, ca să putem intra în alt funcție. O zic, așa ceva nu e posibilitate, că dacă nu întoarcem la timp, ca când noi pierdem grantul și a să ne pună și aici 120.000 să-i întoarcem, nu numai 180, dar și încă 120.
În urma furtunii din 18 spre 19 iunie, la Stânal din Cușmirca au zburat și foile de ardezie. Gospodarii s-au adresat la primărie pentru ajutor. Deocamdată, administrația publică locală nu le-a oferit niciun suport. Până și nu avem nicio hotărâre. Eu zic că trebuie să hotărâm numai decât cu Molda singur, pentru că ei se întoarcă pe oi toate resursele care sunt plecate. Dar domnul de acolo ne-a spus de pe oi, pentru că nu scătați capurile, oile și tăiețele, unii le găsesc, tăieți capurile, puneți-le în frigider și ne le aduceți mie la Chișinău, că eu să controlez birșele. Că zic, ele poate să furate. Nu, că așa ceva nu s-a așteptat nimeni la calamități naturale, nu s-a așteptat nimeni. Dar în contract scrie de acolo, tot este la față. Pentru calamități naturale, vifor, ploi cu grindină, tot este. În total, pagubele pricinuite familiei se cifrează la 130.000 de lei, exact cât valorează creditul pe care trebuie să-l ramburseze cei doi soți.